Campionatul județean de fotbal din Liga a 5-a se apropie cu pași repezi de final. În Seria Nord, lupta pentru promovare se va da cel mai probabil până în ultima etapă. 4 echipe se vor lupta de la distanță pentru câștigarea seriei și implicit pentru accederea într-un eșalon superior. Rapid Davidești, Aselerești, Vulturii Vulturești și AS Cetățeni. În runda de duminică, doar lereștenii par avea un joc facil, acasă cu ultima clasată, Petrolul Hârtiești. În timp ce liderul Rapid Davidești va primi vizita formației AS Cetățeni într-un joc considerat a fi derby, iar Vulturii Vulturești se vor deplasa la Valea Mare pentru partida cu Cimentul din localitate. Programul complet al etapei de duminică din Campionatul Județean de Fotbal, Liga a 5-a, seriile Nord, Sud și Centru, este următorul. Liga a 5-a, Seria Nord, etapa cu numărul 23. AS Lerești, AS Petrolul Hârtiești, AS Partizanul Vlădești, AS Dragoslavele, AS Școala de Fotbal Gicărete Voiescu, AS Godeni, AS Cimentul Valea Mare Pravăț, AS Vulturii Vulturești, AS Schitu Golești, CS Rucăn, AS Rapid Davidești, AS Cetățeni, AS Unirea Bugea de Jos, AS Flacăra Boteni. Liga a 5-a, Seria Sud, etapa cu numărul 27. AS Viitorul Bârla, AS Rafinorul Arpechin Pitești, AS Viitorul Lunca Corbului, AS Juventus Bascov, AS Energia Stolnici, AS Izvorul, AS Miroși, AS Unirea Hârsești, AS Speranța Cornățel, AS Recolta Slobozia, AS Progresul Recea, ACS Steaua Negrași, AS Popești, AS Unirea Tricolor Șerbănești, AS Viitorul Ștefan cel Mare, AS Căldăraru. Liga a 5-a, Seria Centru, etapa cu numărul 30. CS Edilul Pitești, ACS FC Corb, CS Domnești, AS Ciofrângeni, AS Rătești, AS Deportivo Mălureni, AS Stejarii Beleți Negrești, AS Mușătești, AS Șoimii Ticveni, ACS FC Dănuț Coman, AS Vulturii Priboieni, AS Băiculești, AS Flacăra Leordeni, AS Drăganu, AS Unirea Călinești, AS Voința Budeasa, AS Cătească, AS Oarja 2011.